Bine v-am regăsit, dragi prieteni, aici la un nou episod din Football Manager Career Mode cu FCSB, un nou sezon. Sezonul 2 se anunță a fi nebun, pentru că am făcut câteva transferuri forță și totodată vor mai urma alte transferuri forță. De obicei, tot timpul sezonul 2, de când joc eu FM, tot timpul sezonul 2 mi s-a părut cel mai mișto. Acolo deja se mișcă rotițele, faci transferuri, vin jucătorii. E mult mai interesant, cel puțin în opinia mea personală. Dar hai să începem. Pe moment am primit două oferte de la două echipe, de la Metz și respectiv de la Cagliari din Serie B. Desigur, le-am refuzat. Dar mi s-a părut interesant că rar se întâmplă să primești în primul sezon oferte de la alte echipe, știi că na, aici e ca în realitate, știi, echipa respectivă dacă te durește va trebui să plătească o clauză de rezervă a contractului cu clubul FCSB ca să stea pe tine ca antrenor, știi? Deci mi s-a părut fascinant, dar desigur am dat reject. Bun! Hai să facem o scurtă recapitulare până în momentul de față asupra transferurilor. L-am văzut printr-o nebunie, pot zice, pe Miguel Vieira, care, ia uite, a jucat la noi 23 de meciuri, l-am văzut la Moreirense în serie a doua, serie B, mă rog, liga a doua din Portugalia. Pur și simplu am dat offer to clubs. Chiar îmi pare rău că am făcut-o, că având în vedere că era un CB chiar foarte mișto, să fiu sincer, n-a puțin bătrân, dar nu contează asta în FM. Dar hei, 600.000 de euro, gen... wow! Poate mă întrebați, dar de ce am făcut acest lucru? Pentru că o să ajungem imediat la transferul anului, zic eu, pentru FCSB, care este nimeni altul decât Vlad Chiricheș. Vă zic, nu mi-a venit să cred. Pur și simplu avansam eu în zile, cum fac de obicei așa în offline, și mai dădeam scout, mai căteau jucători și așa mai departe. Vlad Chiricheș semnase din nou un contract cu Cremoneze în perioada respectivă și clar, n-aveam nicio șansă să-l transfer, dar eram gata să dau 500.000 de euro pe atunci la Cremoneze și desigur mi-a zis că Chiricheș, nu știu cum, nu știu ce, în engleză, că nu o să am financial pool să-l cumpăr pe acest jucător, adică nici măcar n-a intrat în negocieri cu FCSB pentru că a zis că noi nu o să avem bugetul necesar de a-l transfera din perspectiva salariului. Și revenind la subiect, vă zic, pot să jur că e un bug. Eu cred că e un bug și am avut un noroc ireal. Că nu am dat send on vacation, cum fac eu de obicei, să se simuleze automat anumite zile. Și vă zic, văd scouter. Bun, între atât și atât. Și apoi mă uit, salariu. Verde, verde. Și de obicei când nu te poți atinge de el, e cu roșu, știi? Dar stau și zic, dar ce s-a întâmplat? Chiricheș, 300 de ani, așa? Și uitați-vă ce salariu i-am dat. În momentul de față, Chiricheș e la FCSB pentru 550 de euro pe lună. Cum? Cum am reușit acest lucru? Doamne și... Doamne! Nu vine să cred că un jucător ca Chiricheș l-am luat. Într-adevăr am plătit 300, nu mai știu cât am plătit, 300 și ceva de mii, nu mai merg pe aici pe undeva. 300-400 de mii de euro am plătit pentru el la Cremoneze, n-am avut ce face, am zis, a, dă încolo, am luat banii aia de pe Vieira. Și când am văzut faza de 500 de euro, bă, încă nu mi-a venit să cred. Am dat accept, am dat așa, next, și stau și aștept și zic, bă, cine știe, poate a fost un bug vizual, un bug nu știu ce. Bă, nu pot să cred. Se finalizează transferul. Stau și mă uit șocat. Bă, ești nebun. 500 de euro. 500 de euro. Într-adevăr, e doar pe un an contractul. Na, poate și cu vârsta lui înaintată, dar sunt curios când va expira acest an și eu voi încerca gen din nou să-i dau un contract nou să rămână cu noi aici la FCSB. Dacă tot salariul de ăsta mic va dori, dar oricum eu zic că este uluitor ce mi s-a întâmplat și ce noroc am avut. După care, un lucru care vă recomand la toți care jucați Football Manager, pentru că credeți-mă pe cuvânt că și eu făceam greșeala să pun jucătorii transferiști și așteptam până primeam oferte. Câteodată nu trebuie să
să vinzi un jucător. Bine, îl pui transfer liste și aștept și vezi de treabă, știi? Dar ce recomand eu, stați un pic aici să nu uit, nu pot să-l scot, tot required, da, ce recomand eu este, odată ce ai jucătorul pe care ți-l dorești, să dai offer to clubs. De multe ori, dacă debifezi aici transferul liste, este, deci, mă rog, aici e altceva, să zic că îl vreau să-l vând pe altul care nu-i transferit, ia pe Djokovic, da? Dăm click pe el, merg la transfer, offer to clubs. Un lucru foarte important aici, ești în specified, adică nu spui tu cât vrei pe el. Pur și simplu ești cluburile să-ți vină cu ofertele și aici o să fie o fază de asta, știi, să-l debifezi ca să nu se pună transfer listed. Tu-l oferi cluburilor, dar nu-l pui transfer listed. Și de multe ori se întâmplă ca el să nu se supere pe tine că l-ai pus transfer listed și testezi apele și dintr-o dată te trezești că uite, vin ofertele și ai transferat, ai vândut un jucător. Un lucru foarte important ăsta cu offer to clubs, credeți-mă, testați-l. Bun, revenim la subiect. A venit ceilalți jucători pe care am luat liber de contract, am luat acest portar bulgar la recomandarea unui viewer, care îi mulțumesc că mi-a scris comentarii de mai jos, într-adevăr are niște stats-uri uluitoare, 20 de ani și în momentul de față este cotat la 5.8 milioane de euro. Să vină banii la Becali. Doamne, câți bani. Într-adevăr, nu se compară cu Târnovanu, e încă tânăr. Dar, doamne, îmi vine să-l dau pe Vlad împrumut pe undeva sau să-l vând și să-l păstrez pe băiatul ăsta așa ca și backup și să-l joc în anumite meciuri. Sau să-l împrumut un sezon, nici eu nu știu exact cum ar fi mai bine pentru el. Mai degrabă să-l păstrez eu și să-l joc. Știi, așa ca și Beckham în cupe și nu știu ce, și îl împrumut pe Vlad. Bun, a venit și Denis Politic de la Port Vale. Mă bucur pentru transferul lui, știu că îl comparasem cu Coman sau careva. Într-adevăr, mai are mult de evoluat la 23 de ani, dar îmi place că joacă și LV, și RV, puțin pe camp, puțin pe ST. Știi, e un jucător de la care ne ajută pe multe stats-uri pe atac și ia uite, are un potențial de aproape 4 stele. Eu zic că e mișto, e român, știi, l-aș vedea pe Gigi Becali făcând acest transfer și în realitate. Cât că în realitate, dacă nu mă înșel, Politic s-a alăturat la Rapid sau la Dinamo? Nu mai știu, cred că la Dinamo. Dar, mă rog, revenind de un super transfer aici, care cred că e eronat filmul că e cotat doar la atât, la 800.000 de euro, este Dragoș Albu de la FCU Craiova. Zic eu, un jucător de top care mă bucur foarte mult că am reușit să îl transfer aici. Este un jucător care, ia uite, direct îl pun acolo să se preprofileze pe KM. Este un jucător foarte mișto, într-adevăr mai defensiv de asta și o să-l joc așa box-to-box. Și totodată am și uitat, nu știu cum, doamne, acum cu atâtea transferuri, cu atâtea nebunii, l-am transferat și pe băiatul ăsta de la Herenveen. Nici nu știu dacă era pe video sau în offline, era Jost van Aken, într-adevăr olandez și cu poză, desigur. Bun, care joacă KB și respectiv puțin și pe LB. Ia uite, pac, pac, țic, țac, păr, păr. Și are stats-uri destul de nice. Plus că este ăsta olandez, deci nu îi stres cu alea. Îmi place că a ales să fie fringe player, deci asta înseamnă că poate să joace ocazional, nu ne stresează, că boss, de ce nu joc, de ce nu se întâmplă, ce, cum. E bun acolo așa de lot. Bun, trecem mai departe. Transferul anului s-a întâmplat. L-am vândut pe Florinel Coman la Genk. L-am avut transfer listă de ceva timp, nu prea au venit oferte pe el, că era în ultimul an de asta și chiar meme Stoica, știți că m-am mai văzut și prin video, îmi recomanda să-l pun transfer listed, că ăsta își va duce contractul până la final și nu va semna un alt contract și după care, știi, îl pierdem pe gratis. Bun, într-adevăr, fanii zic că nu știu de ce un jucător de ajutor lotului a fost dat, vândut, dar totodată vorbim aici de o sumă foarte bună de bani, adică nu știu că are un release cost de 5 milioane și 5 milioane, poate dacă nu mă certam eu cu el, îi dădeam un nou contract, îl mai țineam un an, mă gândesc, poate aș fi obținut un 5 milioane pe Coman. Dar având în vedere toate subiectele, eu mă bucur că am reușit 3.7 milioane, o sumă, zic eu, uriașă pentru noi. Și totodată la Genk, pare o echipă mișto, pare o echipă unde va și juca. Deci urăm mult noroc, mult noroc și da, să sperăm că va reuși să facă treabă bună.
Ok, vă da reject, acum o să avem nevoie de Boboc, un jucător mișto. 500.000 de euro de la Birmingham pentru Simone Scufet. Dar ce, e transfer listed? CFRL vinde pe Scufet. Stai, ce face CFR-ul? Târnovan e un pic mai bun, într-adevăr. Doar că n-am, mă gândesc că... Stai, ce? Așa ieftin? 85.000 de euro? Bro! Adică, hei, ce stă... De asta v-am zis că o să fie fain sezonul 2. Sunt multe transferuri, sunt multe... Tot felul de idei. Bă... Stai un picuț aici, o să trească să rezolv eu cu șut, că ceva e dubios. Transfer status, de ce 0 euro? 5 milioane, tată. It's above his value. 2.5? Pac! Dică aia, vini și mi-l credeți că mi-l luați pe 0? Bro! Eu nici nu aș vrea să-l vând. De asta l-am și dat loan, cred că... E așa, persuade to stay. Bla bla bla, there's I have no intention letting you know, I have to keep the key here, there's nothing you can offer me to change my mind, I felt set on leaving, is not... deci n-a ajutat că l-am împrumutat. Bine. Ok, hai să vorbim de bănuți, eu zic 2.5 milioane meriți. Fix pilula, 2 milioane atunci? Bun, ok, 2 milioane și îl vom vinde pe nenea șut. Ok, asta este, ia. Vezi, pac, offer to clubs, într-adevăr el oricum este transfer listed. Vorbim aici de 2.5 milioane, încerc și eu să fiu șmecher. Și, Focșani, ăsta e door loan, aici rezolv eu 2 secunde. Un alt transfer care l-a făcut Sam, dar vă nu mai știu unde să intru să văd, este Nghezana. Am reușit să-l vând, Doamne ajută-ne, pe Nghezana, Doamne, după multe, multe dureri de cap, am reușit să-l vând. Un alt jucător pe care mi-am dorit foarte mult să-l achiziționez a fost Denis Mann. Voi mai încerca încă o dată să văd dacă reușesc achiziționarea lui. Problema n-a fost desigur la... treaba cu negocierea cu Parma, ci mai mult cu jucătorul din perspectiva salarului. Da, asta e faza în Football Manager, ceea ce parcă mi place mai mult decât în FIFA, că e realismul ăla de salarii, de tot, știi, care, bă, așa îi, așa se întâmplă. Dar, într-adevăr, ce ne ține foarte în spate nu e transfer budget-ul care rupe norii cu acest transfer budget ce l-avem noi aici, este, desigur, problema... aceluia de salarii maxim, știi, salariul maxim ce putem să îl dăm. Opa, ce aici? Rapidul a lăsat pe Lucasen, free agent. Ok, cum au lăsat cluburile anumite jucători. Ok, hai să dăm un scout la Lovrocek, mi se pare un jucător ok. Balaure pe dreapta, n-are stats-uri rele, dacă îl comparăm cu Cordrea, mă gândesc, nu? Cordea, Balaure e un pic mai bun ca Cordea? Balaure, hello my friend. Ok, eu stau pe gânduri cu Balaure. Ce mai paci? Aia ce un râbât din Franța ce a fost la Rapid. Îi dăm și lui și un scout. Popadiuc, nu mă interesează. Nemeții bătrân ferească sfântul. Răduț, mare, mare lucru nu-i. Jabel ăsta e slab. Lucas Drop, ăsta ce de la Sepsi. Slab. Da, e bine cu fines. Într-adevăr am o grămadă de jucători și pe transferii și pe toate nebunile. Un lucru care aș trească să fim foarte atenți este desigur și cu jucătorii ăștia care acum o să le expire contracte. La mulți o să le dau... contracte pur și simplu să nu-i pierd. Am câțiva jucători vorbind de asta, că suntem în perioada de transferuri. Mulți jucători, într-adevăr, în lot, trebuie să mai facem puțin curat. În momentul de față, dacă îl pierdem pe Târnovanu, clar ne va trebui un alt portar. Nu știu exact, bulgarul, parcă nu simt că încă e de primul 11. Dar voi încerca să-l păstrez, nu vreau să-l vând pe Târnovanu. Hăruț, depinde ce oferte vin.
Tam, iarăși depinde ce oferte vin, parcă n-aș vrea în realitate, mi se pare mai bun ca și în FM, în FM e destul de slăbuț, dar în realitate e mult mai șmecher. Eu le am Crista, clar, este un jucător care vreau să-l mai păstrez, e super mișto omul. Radunovic, clar, iarăși zic că vreau să-l păstrăm la FCSB măcar un sezon minim. Ejuma, iarăși este un jucător care nu vreau să-l vând. Wow, cotala între 2.7 și 3.7 milioane, wow. Wide, iarăși un jucător bun acolo, când mă de rezervă. Cordea depinde de oferte, fără 5 milioane, oricum nu-l lăs. 5 milioane minim vreau pe el. Băluț, iarăși vreau să-l păstrez măcar un sezon. Octavian Popescu, iarăși depinde ce oferte vin, dar parcă l-aș mai păstra și pe el măcar un sezon, că este desigur cu regula aia de under 21, under 22, știi, ne va ajuta. Și Companiu, iarăși, este un jucător care va rămâne cu noi mult și bine, a avut o clauză în contract de automate, de extensie a contractului automat, tot am activat-o și deja este până în 2026. Wendell de-abia ce a venit, nu cred că vor veni oferte pe el. Sărescu de Baci l-am transferat definitiv, deci clar e bine și cu el. Olaru 100% rămâne cu noi, este unul dintre cei mai buni mijlocași din Liga 1 României, zic eu. Poate chiar așa per total în România. E un jucător mișto. Radu Slavescu, Ovidiu Popescu iarăși. Parcă l-aș vinde, dar totodată stau și zic, bă, că ne-i de foarte mare ajutor, știi, așa, dreapta-stânga. Îmi pare rău de Ganea, s-a accidentat în perioada asta de vacanță, de pre-blablauri și va fi out între 5 și 6 luni de zile, foarte mult va sta out omul nostru și îmi pare rău de el, dar na, CSF nu ai CSF. Și în rest, vedem aici și jucători, mai trebuie să și împrumutăm jucători, mai trebuie să și vindem. A venit, uite, din Turcia acest Valentin Gheorghe, pe care cred că o să-l vând, nu mi se pare nimic de capul lui. Să vedem câți bonus scoatem și pe el. Djokovic, Pereanu, Shoot, o strască să-l vindem, că n-avem ce-i face. Și, da, câte un pic de curățenie, da, face noi treabă pe aici și așa. Oh, bine v-am regăsit aici la negocierile avansate care le avem aici cu Denis Mann. Am dat 2 milioane de euro, au acceptat băieții de la Parma. Dar problema acum, din câte se și bine vede, vorbim aici de bănuți și mai ales că vreau un minim release clause. Deci vrea Denis Mann un release clause de minim 3 milioane. Bro, dar dacă plătești 2 milioane pe tine, tu 3 milioane release clause? No, come on, nici nu pot să-l măresc, ia uite că butonul nu-i limited by the agent. No, nicio șansă, într-adevăr, nu, e greu, asta este Football Managerul, asta este, n-avem nicio șansă să-l aducem înapoi pe Denis Mann la noi, din păcate, dar na, că să fă, n-ai că să fă, măcar am încercat, măcar ați văzut și voi că am încercat. Dar da, o să trebuie să ne căutăm poate un alt jucător pe LV, într-adevăr l-avem pe Tavi Popescu acolo, poate el o să devină titularul și politicul să joace așa dintr-o parte în alta, știi? Dar da, hai să vedem, ar fi o idee, poate Mățan mi-ar place, dar parcă nu are stats-uri așa, wow, într-adevăr e foarte rapid Mățan, dar când stau și mă uit că a jucat la Columbus în USA, 73 de apariții, deci totuși a jucat băiatul 0 goluri, gen 0, adică știu și eu, de acolo 5, 10, 0 bro. Antonio Marin este unul din preferații mei per moment, mi-ar place și Andrei Ivan, că e și ST și LV, știi, e fix acel combo foarte mișto care ne-ar ajuta și știu că ăsta este și un jucător dorit de Becali în realitate. Din păcate, doesn't enjoy big matches, deci meciurile mari omul ăsta dă cu stângul în dreptul, ceea ce pot să zic că s-a văzut și în realitate. Și foarte interesant că, ia uite, Pușcaș este transfer listed. Pușcaș, oare ce salariu vrei tu? Cum ar fi să-l aducem pe Pușcaș la FCSB, bro? Dar 3 milioane e mult, 3 milioane... Mai degrabă le iau pe Gariță ăsta, care a și demonstrat ce bine a jucat în sezonul trecut. E top level omul. Enes Sali ar fi fost mișto, dar deja e prea târziu. Oricum n-are nici el stats-uri wow.
Baiaram ar fi mișto, dar cred că Craiova va dori mulți bani pe el și e și logic să durească. Opa, Rotariu! Rotariu! Da, ce Rotariu, uite că a jucat la Dinamo, Muscron, Bruș, apoi a fost la Astana. Rotariu! Da, sunt de acord. Și 350.000 de euro. Un chilipir, frate. Gata. Pac. Am trimis ofertă la Rotariu, mă rog, la clubul lui Rotariu și rămâne de văzut. Pitu, o revenire în Liga 1 a României. Pitu, ce zici, bro? Hai să vedem. Ofertă, Pitu, cât vreți pe el? O, 40% de viitorul transfer. Bip! Marș bă acasă, dar ce ești tu, bă, mezi? Eu vă dau 500 de mii și stai să văd dacă pot să fac așa, să excludem din... Bun. Installments nu sunt de acord, dar 1.5 milioane aș da pe el. La atâtea apariții, minimum league goals, vreți bonusuri. Mamă, ia uite, poate ne înțelegem cu Pitu. Vai, ce mișto ar fi Pitu să revină în Liga 1 României, la noi, frumos, treabă bună. Ia uite, Deaconu-i supărat, poate și el se transferă, dar tot mă uit așa la românii noștri, știi, ăștia cu ăștia de nivel. Ia uite, Stanciu, ce mișto ar fi, dar este interes de la Feyenoord pe el, deci păcat că nu-l putem aduce. Tănase, n-avem nicio șansă, pentru că costă mulți bani, are și un salariu, pot zice fără exagerare, regește, deci e plătit ca un rege acolo. Ianis Hagi, hai să fim serioși, mă rog, în FIFA s-ar putea face transferul, dar aici nicio șansă. Sebastian Mailat, văd că e unhappy, dar nu e el așa de titular, poate așa ca și o rezervă ar fi interesant. Am tot încercat de multe ori să negociez cu Donis în perioada în care da, simulam, e unul din jucătorii aia, zic eu, iconici, iconic, sunt mai bine în engleză, pe vechiul channel. Este un jucător cu care m-am distrat de atâtea ori, a avut un jucător fantastic care a făcut show de show și vorbind de show de show, ce ziceți? Oare are rost să luăm pe Dacian Angolan? Era mișto că expira contractul, dar fix pe final au zis cei de la Spal, hai de bro, că îți mai dăm încă un an contract și am zis, nu! Hai că dau un inquiry, curios. Mi-aș dori să-l aduc la club, dar știu că nu cred, să fiu sincer. Dar, da, revenind înapoi la partea asta de râvă, unde totuși este acel jucător care eu țin minte, nu în FM23, în FM21 sau 22, era unul dintre cei mai interesanti jucători de achiziționat, era la 20 de ani, deci Football Manager 21, 22, da. Este acest jucător, Antonio Marin, pe care clar eu vreau să-l achiziționez, 900.000 de euro, sună mult pe el, dar credeți-mă, e ceea ce trebuie băiatul ăsta. Și evoluează mișto, și dă goluri, mă rog, nu mai rețin la goluri, dar dădea asisturi. Dar știu că luasem la CFR și gen l-am și vândut pe mulți bani. Bun, hai să vedem. Începem negocierile cu Rotariu, care va fi un... da, așa zic și eu că e bine, regular starter, suggest, ok, finalizare. Hai să trecem la negocieri. Salariu mic pentru Rotariu, e bine. Bonus la asisturi, sigur îți dăm 13.000 de euro. Ai acceptat salariu? 13, hai te rog eu frumos, te rog eu frumos. 13. 13.000 a acceptat. Doamne, îndeplinim visul lui Becali aici. L-aducem pe Rotariu. Pitu și el a acceptat. Pitu o să fie poate puțin mai dificil de adus, în vedere salariul, dar nu e imposibil. Da, nu este imposibil. Bun. Bun. Pitule, aproape de FCSB. Prea abrupt am și 3, 29 cu 5. Ai, ai, ai. Știi care e faza? Stau și mă gândesc că i-aș da salariul ăsta, dar oare merită salariul ăsta? Adică, stețule, nu pot să zic că wow. Știi? Adică, aș fi de acord să-ți dau 33.5. Na, asta este nou. Pitu pică. Nu simt aici transferul.
Marina ar fi, dar are ofertă din altă parte, asta e un picuț mai greu câteodată. Mie nu-mi place să, eu prefer tot timpul să șterg aceste promisiuni. Vă le recomand și vouă că oricum la jucători nu-i stres că acceptă și așa, dar e mai bine să nu aibă promisiuni, știi? Bun, hai să vedem așa. 20, nu, ok, 21 cu 5. Perfect, acceptă Marin. Dacă îl transfer pe băiatul ăsta, suntem forți. Uite, 16 dribling cu 16 accelerație, bro. Ăsta e Neymar de Croația, or some shit. O să fie epic. Am hype pe băiatul ăla pe bune. Și abia aștept să văd așa când o să vină. Dacă o să vină, că vedeți că în Football Manager, între timp ce tu transferi un jucător, se întâmplă și în realitate. Că în realitate știi că, bă, ia uite să mai... A, Liverpool vine cu ofertă de 2 milioane pentru Tobias. A, ce păcat, e un super portar asta, nu cred că oricum, nu cred că mi-l permiteam. E un jucător forță din Polonia, de care culmea am aflat pentru un alt joc de fotbal ce joc pe telefon numit OSM. Și am dat de el și mă, că ia mă ce mișto e, vă las ușale alea. Da, vin oferte foarte tâmpite pe șut, nu înțeleg de ce, adică și jucătorul și noi ne-am înțeles pe 2 milioane și ia uite că vin cluburile cu niște oferte, ferească sfântul. Dar da, în continuare vreau să împrumut cât mai mulți jucători posibil, să mai eliberăm puțin acolo bugetul de salarii. Dar nici nu-mi bat joc de jucători, îi vând acolo, trebuie să fie neapărat starteri foarte importanți, regular starter sau star player, știți, deci nu ne bat în joc și mai ales, ia uite, mi-ar fi plăcut să-l dau la Timișoara, ar fi fost echipă perfectă pentru el. Dar dacă nu-mi dați salariul pe el, pe ce rost are? Că fiecare cent, credeți-mă că se adună și la final de zi se adună strop cu strop cu strop și uite că ai făcut o treabă bună. Ok, continuăm să împrumutăm jucători și vom vedea... Oh, Montpellier pentru Denis Mann. Wow, 2.5 milioane. Fraierilor, mie mi-a acceptat 2 milioane echipa Parma. Dar da, Denis Mann face pasul către Montpellier. Ce tare! Forță! Bravo, bă, Denis Mann. Ăsta da pas înainte în cariera lui de fotbalist. Forță! Bro, nu, bro, ofertă de la Olympique Lyon să mă duc și antrenor la OL, job interview, n-ai cum. Ok, Hei, Cârjan, bid de la CFR Cluj, o ofertă chiar low. Hai că dau și o ofertă pe el. Bro, na, de la acolo. Bro, s-s blocat aici, frate, deci... Ai, Olympic Lyon, hai că restul le-am dat rege, că Liga a doua, Liga nu știu ce... Frate, da, a venit Olympic du Lyon. Bun, ai cum, ce mișto. Ok, știți cum voi face? Nu știu exact câte minute am filmat. Oricum este o perioadă de transfer unde da, vom mai face noi puțină treabă. În momentele de față rămânem pe rol cu următoarele. Doamne, ce nebunie am aici. Așa, vorbim aici cu Dorin Rotariu și respectiv Antonio Marin. Nu știu ce mi-l arată pe cashier-ul și pe Andrelcearul, adică n-am dat reject, nici n-am vrut. L-a oferit pe șut, n-am fost eu atent ca și jucător la schimb. Ia mă, că ăsta cu Nedelcearul era o idee, să-l primesc pe Nedelcearul la schimb și să-l dau pe șut. N-aveți neatenție ce face din om. Dar totuși, Rotariu, vorbim aici de 350.000 de euro. Un jucător mișto, eu țin minte când era prin Lega 1 România și știu încă multe faze când îl dorea Becali, când era la Stana, dacă rețin corect.
era chiar foarte, foarte îndrăgit de Becali și de ce nu, hai să-l aducem. Și totodată Marin este așa un superstar pe care îl cunosc eu de atâta timp de când joc Football Manager și sunt curios dacă și în acest an, acum la 22 de ani, joacă la fel de epic și respectiv dacă va valora la fel de mult. Bun, deci lăsăm așa videoul, această bombă pe final. Olympique du Lyon, ce părere aveți? Mergem la Lyon sau nu mergem la Lyon? Că va trebui să răspund, nu pot nici să simulez nici nimic, să avansez. Trebuie să răspund dacă mă duc la interviu, attend interviu sau decline interviu, într-adevăr. Și dacă mergi la interviu, se poate întâmpla ca clubul să te refuze. Știi? Deci după un timp mi s-a întâmplat, eram la un career mode și vreau să mă duc la Dortmund. Și nu știu ce, cum acolo, așteptări și alte chestii, bă, și m-au refuzat pe final, că au găsit altul între timp și nu știu ce, și nu știu cum, care bla 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 și ia cât așa, Xavi Alonso, Jesus. Am zis, ok, îl lăsăm pe Sir Xavi Alonso, îi merită mai mult ca mine. Dar da, deci îs și faz de genul acesta, dar simt nevoia să opresc videoul și eu să mă gândesc și totodată am nevoie de voi în comentarii să-mi scrieți, mergem mai departe cu FCSB sau mergem la o nouă aventură în Liga Franței, la OL. Doamne, ce ofertă bombă este asta! Dar da, ne auzim pe data viitoare, numai bine, vreau frumos, dați și voi click acolo pe butonul ăla de like, să strângem 100 de like-uri și de ce nu, dacă sunteți noi pe acest channel și v-a plăcut acest video, dați și un subscribe. Ne auzim pe data viitoare, numai bine, pa, pa!